lumea plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela! Te fac să zâmbești! Mirabela! Eu cred în povești! Și Zorela! Hai să fim cu minți! Gogoniel! Nu mă spăl pe dinți! Pe planeta Clounela toți suntem aici! Pe planeta Clounela cei mai buni amici! Pe planeta Clounela toți cântăm! Pe planeta Clounela mereu ne distrăm! La 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 la. Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clounela. Ce înseamnă să fii patronul Clounela? Presupune o contribuție de minim 3 dolari pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clounela și trupa Planeta Clounela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Bine te-am găsit și un salut! Te iubesc, te ador, te pup! Bine ai revenit la Povești cu Clounela! Povestea de astăzi este despre o fetiță care e prințesă, dar visează să fie inginer. Reușește sau nu și ce alege ea să fie, prințesă sau inginer, haideți să aflăm chiar acum! Până începe povestea, voi puteți să-mi scrieți la comentarii dacă știți ce înseamnă să fii inginer. Știți ce înseamnă a fi inginer? Scrieți-mi chiar acum la comentarii. Și tot până începe povestea, distribuiți acest video ca să vină și ceilalți copii la Povești cu Clounela. Povestea sună în felul următor. Inginerul Elena. Interesant dacă avem și vreo Elena care ne urmărește. Poate mama este Elena sau copilul, fetița, adică, sau poate cunoașteți pe cineva care o cheamă Elena, poate bunica. Scrieți-mi dacă aveți pe cineva cu numele Elena. Acum faceți-vă comod pentru că începe povestea. Era odată ca niciodată o prințesă frumoasă și deșteaptă pe care o chema, cum? Exact, Elena. În fiecare dimineață, Elena se trezea, își spăla ochișorii, după care dădea binețe cu Crețuleț, cățelușul ei. Crețuleț îi lingea urechile, se tăvălea pe pat, sărea bucuros dintr-o parte în alta, în așteptarea unei noi zile. Elena era și ea entuziasmată să înceapă o nouă zi. Îndată ce suna din clopoțel, servitoarele se repezeau în camera ei și în fiecare dimineață îi aduceau mâncăruri alese și caviar pentru Elena și osișoare pentru Crețuleț. După micul dejun, prințesa Elena își alegea ținuta. Avea peste 100 de rochii de diferite culori, rochii roz, albastre, în toate culorile curcubeului. Apropo de curcubeu, vă știți culorile curcubeului? Câte culori are curcubeul? Câte? Corect, 7. Și le cunoașteți? Știți care după care vine? Ia să-mi scrieți la comentarii care e prima culoare de jos și care e cea de sus. Abia aștept să văd dacă știți culorile. Apoi venea rutina de frumusețe. Servitoarele o pieptănau și aranjau părul în bucle. O dădeau cu ruj pe buze și cu câte un strop de parfum de liliac după fiecare urechiușă. Prințesa Elena îi plăcea să arate bine și aprecia atenția servitoarelor. Însă, undeva în adâncul sufletului și al inimii, simțea că scopul vieții nu este doar să fii frumoasă, să fii prințesă. Elena iubea să exploreze
noi locuri și să construiască. Când apărea vreo problemă la palat, ea îndată o rezolva. Păi, să vă zicem ce a făcut ea la palat. A creat un pantof ca să sperie șoaricii din bucătărie. Apoi a mai făcut și un robot să-i facă patul. A mai făcut și o perie electrică pentru a menține curați dințișorii lui Crețuleț. Dar, din păcate, nimeni de la palat nu aprecia talentul ei. În timp ce se gândea la dezamăgirile ei, cineva bătu la ușă. Era Cavalerul Negru. A intrat repede în odaia ei și a zis: "Maestate, am noutăți bune pentru dumneata. Vei deveni regină anul viitor." Elena era fericită să audă vestea, însă nu era sigură că își dorește într-adevăr cel mai mult acest lucru: să devină regină. Știa că acum este ultima ei șansă de a explora lumea din afara palatului regal. L-a privit pe Cavalerul Negru direct în ochi și i-a spus: "Vreau să trăiesc singură un an de zile." Cavalerul Negru credea că prințesa Elena glumește și i-a răspuns: "Nu se poate, dumneavoastră sunteți prințesă și o să trăiți aici, în palat, și veți deveni regină." Apoi s-a întors, a trântit ușa și a plecat. Elena s-a uitat la Crețuleț și Crețuleț s-a uitat la Elena. Ambii știau ce trebuie să facă. Elena și-a făcut bagajele și a așteptat să înopteze. Elena s-a uitat la Crețuleț și Crețuleț s-a uitat la Elena. Ambii știau ce trebuie să facă. Elena și-a făcut bagajele și a așteptat să înopteze. După care cei doi au plecat în călătorie. Au sărit într-un autobuz și au mers ore întregi. A fost extrem de interesant. Când soarele a răsărit, au coborât din autobuz și au mers, și au tot mers, și au mers până când, într-un sfârșit, fiind obosiți, au ajuns la o stâncă și s-au așezat. Când s-au uitat în jur, au descoperit că se aflau în mijlocul unui sat, cu case, copaci și un râu ușor. Atunci Elena a decis să trăiască în acel sătuc timp de un an. Elena și Crățuleț au găsit o căsuță, perfectă pentru amândoi. În seara aceea au dormit bine, însă când s-au trezit, ambii erau înfometați. Elena avea bani doar pentru câteva zile. S-a gândit imediat că trebuie să sădească o grădină. Elena a proiectat grădina, iar Crețuleț s-a angajat să găsească instrumente. În cele din urmă a găsit un sac cu semințe și mai multe ustensile. Când a văzut comorile, Elena a exclamat: "Crețuleț, extraordinar! Avem acum pământ, instrumente, semințe, soare și tot ce ne trebuie pentru grădină!" Crețuleț se uita la ea și dădea din cap în semn că ceva nu le ajunge. "Crețuleț, ai dreptate! Nu avem apă în grădină!" Elena s-a gândit puțin, s-a gândit, a analizat și apoi a găsit o soluție. "Avem nevoie de o fântână, Crețuleț! Hai să o săpăm!" Înainte de toate, Elena și Crețuleț au săpat adânc în pământ. Elena folosea un hârleț, iar cățelușul o ajuta cu lăbuțele. Apoi ei au strâns pietre din grădină și le-au clădit în jurul fântânii. După ce fântâna a fost gata, Elena s-a gândit și la o căldare cu funie, cu care să poată scoate apa din fântână. În cele din urmă, Crețuleț a găsit o căldare, iar pentru frânghie, Elena a inventat imediat ceva pe loc. A luat niște haine mai vechi, din care a împletit o funie. "Extraordinar! Acum putem scoate apă din fântână!" a zis Elena lui Crețuleț. Astfel, Elena și Crețuleț aveau apă din plin pentru a planta grădina. În fiecare zi, ei udau grădina cu apă din fântână. În câteva luni, Elena și Crețuleț au crescut o grădină bogată, cu roșii, castraveți, căpșuni și bostani. Apropo, ia să-mi spuneți, voi la bunii în grădină sau poate aveți și voi grădina acasă, ce plantați acolo? Ce aveți plantat în grădinuța voastră? Scrieți-mi chiar acum la comentarii ce aveți voi plantat în grădinuță!
Grădina era atât de mare încât Elena și Crețuleț au decis să vândă câteva fructe și legume în satul din apropiere. Erau entuziasmați să vândă fructele și legumele în sat. Elena a pus toate bogățiile în coș și, împreună cu Crețuleț, s-a îndreptat spre sat. Erau entuziasmați că puteau să vândă fructele și legumele în sat. Elena a pus toate bogățiile în coș și, împreună cu Crețuleț, s-a îndreptat spre sat. Pe drum au dat de un râu larg, greu de trecut. Cu toate legumele și fructele în coș, era de netraversat. Elena s-a așezat și s-a gândit. E timpul să construim crețuleț. Avem de făcut un ce? De ce aveau nevoie ei ca să treacă pe partea cealaltă a râului? De pe malul, să zicem, drept, pe malul stâng. Putem trece dacă avem un... Cum se numește? Da, corect, un pod. Un pod vom construi, crețuleț, a zis Elena. Elena și cățelușul s-au apucat să taie copaci, să măsoare lățimea râului și rezistența podului. În scurt timp, cei doi au construit un pod durabil peste râu. În fiecare zi, Elena și Crețuleț își luau legumele și fructele și le vindeau în sat. În așa fel, au câștigat mulți bani. Viața era frumoasă. Elena și Crețuleț erau fericiți împreună. Aveau o casă și o grădină bogate. Totul mergea bine și mai bine, dar a venit iarna. Dacă e iarnă, cum e afară? Frig, exact. Și nu doar afară, dar și în casă era frig și se făcea tot mai frig. Elena știa că aptitudinile ei o vor salva și că ei, doi, adică și Elena și Crețuleț, vor construi o moară de vânt în stare să le asigure căldura. Elena a desenat o moară de vânt și i-a arătat-o lui Crețuleț, explicându-i. Uite, vezi? Vântul rotește elicea și astfel va fi generată căldura. Crețuleț dădea din coadă în semn că îi place ideea. E timpul să mergem să căutăm materiale. Elena a găsit o bicicletă, niște lame și câteva tuburi din plastic. Toate acestea erau perfecte pentru a construi o moară de vânt. Elena și cățelușul ei zâmbeau în timp ce se încălzeau și erau la adăpost la frigul iernii. Imediat cum a venit primăvara, cavalerul negru, călare pe cal, a venit la Elena. Prințesă Elena, în sfârșit te-am găsit! Am călătorit prin toată țara, luni la rând, pentru a te găsi. Ce faci în acest sătuc? Elena a răspuns ferm și cu mândrie. Eu și Crețuleț suntem ingineri. Am construit o fântână pentru a avea apă. Mai țineți minte ce a mai construit? Ia mai spuneți voi. Ce a construit Elena și ce au făcut ei? Așa, fântâna, corect, după care peste râu au făcut un pod ca să trecem peste râu, a zis Elena. Au mai făcut și pentru căldură, ce au făcut? O moară de vânt pentru a avea căldură în casă. Și au plantat o grădină. Cavalerul negru a dat din cap și a zis: Foarte bine, însă e timpul să vă întoarceți la palat și să deveniți regină! Elena a răspuns și de această dată foarte convingător. Cavalerul negru, noi nu venim la palat. Sunt fericită să fiu inginer, să explorez și să construiesc. Vreau să fiu mai mult inginer decât regină! Astfel, prințesa Elena a devenit doamna inginer Elena. Sfârșit! Am aflat povestea inginerului Elena și ce a construit ea și la ce a refuzat pentru a deveni inginer. Dacă v-a plăcut povestea, eu zic să puneți un like,
inimioare și să o distribuiți la toți copiii și prietenii voștri. Și desigur, abonați-vă la canalul nostru, așa veți ști când apare o nouă poveste, Povești cu Clounela. Eu îți spun pa, pa și ne revedem curând! Pa! Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clounela. Ce înseamnă să fii patronul Clounela? Presupune o contribuție de minim 3 dolari pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clounela și trupa Planeta Clounela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Salutare! Eu sunt Clounela, ador cărțile și poveștile. Iată de ce, seară de seară, dau o întâlnire tuturor copiilor pe canalul nostru de Facebook și Instagram într-un live, unde discutăm despre cărți și tot ceea ce ne înconjoară. Iar la 21.00 ne întâlnim la Povești cu Clounela, unde voi citi cele mai frumoase, educative și interesante povești pentru copilul tău. Abonează-te la canalul nostru YouTube Trupa Planeta Clounela ca să fii la curent când începe povestea. Eu te pup și te aștept la Povești cu Clounela. Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Cu zori și până noapte, voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Mama, nu mai vreau bomboane și nici telefoane, vreau doar timpul tău. Și scrie în bara de căutare Planeta Clounela ca să dai de canalul nostru de YouTube. Te aștept cu mare drag acolo. Abonează-te! 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 Abonează-te!